sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile GorșTV, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Băutura face din nou victime, un bărbat în vârstă de 58 de ani din localitatea Turbure a decedat săra trecută după ce a fost lovit de un autoturism. Prima nisoare din această iarnă i-a luat prin surprindere pe târgujenii care se aflau în trafic cu autoturismele. Și pandurii vor lupta din greu pentru un loc pe podium la finala campionatului. Băutura face din nou victime. Un bărbat în vârstă de 58 de ani din localitatea Turburea a decedat după ce a fost lovit de un autoturism. Omul se întorcea acasă de la bar, însă nu a mai apucat să doarmă în patul lui pentru că a adormit pe stradă și a fost lovit în plin de o mașină. Din păcate, în urma impactului, bărbatul în vârstă de 58 de ani a decedat. Sora acestuia a spus că fratele său obișnuia să consume alcool și probabil așa făcuse și în seara trecută. Nu alcool? Da. Credeți că și în seara asta băuse? Păi sigur. De ce să pățească? Am și eu copii șoferi și nevinovați dă într-un nenorocit de bețivan și asta e, asta e fusoarta. Și așa pătimea, n-avea niciun Dumnezeu. Șoferul spune că a încercat să-l evite pe bărbatul ce se afla chiar în mijlocul drumului. Aici sus a apărut o mașină care, într-adevăr, avea farurile foarte puternice, n-am putut să observ dacă erau faruri pe fază lungă sau fază scurtă. Și în moment dat, când am ajuns aici, pe undeva mai sus acolo, mi-a apărut brusc în față, era culcat jos. Am încercat să evit, am luat volan stânga, n-am avut ce face, am luat cu partea dreaptă, l-am ricoșetat, am dat, îmi pare sincer. La fața locului a ajuns și primarul localității Turburea, Ion Bârcă, care a precizat că bărbatul beneficia de ajutorul social. Cunosc foarte bine, este un cetățean care este beneficiază de legea 416, de aia am și auzit, am fost aici, am crezut că se poate da o mână de ajutor ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat, dar asta este, e tragic, dar îl vom ajuta. Au mai existat accidente în această zonă mortale? Da, au mai existat accidente pe raza localității, pentru că, vedeți dumneavoastră, este și o zonă care este într-o curbă și... Ce să vă spun, și viteză, dar băiatul care a fost acum n-a avut viteză. Oamenii legii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Primele cercetări se pare că evenimentul s-a produs pe fondul deplasării neregulamentare a victimei pe partea carosabilă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc acest eveniment rutier. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest. Cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ, a fost condus la spital unde au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei. Prima nisoare din această iarnă i-a luat prin surprindere pe târgujenii care se aflau în trafic cu autoturismele. Taximetriștii care nu aveau mașinile echipate corespunzător au fost nevoiți să se retragă, pentru că oamenii legii au și început acțiunile de verificare. Au existat totuși și șoferii care au luat în calcul avertizarea de cod galben de nisoare emisă de meteorologi. Iarna s-a instalat cu frig și ninsori abundente. La Târgu Jiu, polițiștii de la serviciul rutier au ieșit în stradă și 10 de șoferi au fost opriți și verificați dacă au montat anvelope de iarnă. Bine, vă rog, aveți mașina echipată de iarnă? Corespunzător. Da? De mult timp? De ieri am montat anvelopele de iarnă. Va aștepta să ningă? Conform datelor meteo, da. Bă, și credeați că se întâmplă? Păi trebuie să credem dacă se spune. Culmea, chiar printre taximetriști erau și șoferi care au înguiat mașinile și au plecat când au văzut că ninge. Mașina echipată de iarnă? Nu. Nu? De ce nu? Nu, a echipat-o patron. Mâine. Nu e târziu? E târziu, da. Asta e, n-am luat pe nepregătit. Cum o să circule noaptea asta? Nu o să mai circul, o să plec acasă. Oamenii legii au ieșit în stradă pentru a se asigura că nu există incidente. Iată și recomandările polițiștilor rutieri. În vedere condițiile atmosferice respectiv din soare, recomandăm conducătorilor auto să fie prudenți în conducere, să adapteze viteza la condițiile de drum și să aibă autovehicule dotate cu anvelope de iarnă. Pentru că ninsoarea încă nu s-a depus pe carosabil, utilajele nu au intervenit în oraș, însă pe drumurile naționale s-a acționat cu material antiderapant. Ninsoarea căzută în ultimele 24 de ore îi agită pe șoferii mai puțin prevăzători. Gorjenii au făcut astăzi cozi la vulcanizările din municipiul Târgu Jiu. La unele ateliere s-au făcut chiar liste de așteptare, deoarece angajații riscau să nu facă față comenzilor. Au fost și șoferii care au abandonat să stea la rând după ce au văzut câte 15 mașini în fața atelierului.
Doar în câteva ore în această dimineață la un service au venit peste 20 de clienți care doreau schimbarea cauciucurilor de vară cu cele de iarnă. E foarte mult de lucru, dar administratorilor le convine pentru că și încasările sunt pe măsură. Dacă va fi cazul, în această săptămână vor prelungi și programul de lucru. Să schimbi cauciucurile, cât durează? În funcție de cauciucuri, între 25 și 40 de minute. Și față-spate, da? Tu ești toate patru? Toate patru. Și cum schimbate au fost zilele acestea? Aglomerate? Aglomerate, da. Aglomerate, toată lumea se gândește să schimbe acum cauciucurile în prag de iarnă. Prima zi de ninsoare, toată lumea, tot românul, să schimbă cauciucurile. Cât costă? În funcție de jante. La jantele de tablă până în gardă de 15, 48 de lei, schimbat echilibrat. Iar la jantele de aliaj diferă, în funcție de gramajul pe care cel l-a echilibrat. Mai mulți au venit cu cauciucuri second hand sau noi? Da, second hand. Second hand, da? Da. Lipsă de bani. Lipsă de bani. Unul dintre șoferi ne-a spus că a venit în prima zi când a nins, deoarece abia aseară a primit pensia. Ați așteptat prima zăpadă ca să schimbați cauciucurile? N-am avut bani, domnișoară. Aseară am luat pensia. Ah. Deci... Cât vă costă? În jur de 500 de lei. Da. Dar sunt bune, sunt necesare. Dacă e o zăpadă mai mare... Sunt necesare. Nu prezintă pericol pe polei, pe zăpadă, deci suntem în siguranță cu ele. Sunt cauciucuri noi sau le-ați mai folosit? Nu, sunt la mâna a doua, cumpărate de aici, de la service. V-au costat cele patru? 500 de lei, în jur de 500, da, montat cu tot. Da. Potrivit reprezentanților vulcanizărilor, cei mai mulți clienți dețin cauciucuri de iarnă second hand. Fie că le-au de anul trecut, fie că le-au cumpărat abia acum, majoritatea preferă astfel de anvelope deoarece sunt mai ieftine. Prețul unei anvelope noi de iarnă pornește de la aproape 150 de lei și poate ajunge până la aproximativ 400 de lei în funcție de model și marcă. În schimb, un set de 4 anvelope second hand pot fi achiziționate la același preț cu 2 cauciucuri noi. La zăpadă ați așteptat să puneți cauciucurile de iarnă. Cum faceți? Caut un service care să fie liber, pentru că în perioada asta toată lumea a fost oarecum nepregătită pentru zăpadă. Aglomerație mare la serviciuri în dimineața aceasta. Din ce am văzut, da, nu le-am verificat pe toate, dar trebuie să le schimbăm. Asta e clar. La ultimul service câți oameni așteptau? Cred că erau vreo 10 mașini pe puțin și n-au putut să îmi facă nicio programare. Cauciucurile le aveți achiziționate deja? Da. Noi sau second hand? Second hand. Potrivit legislației în vigoare, toți șoferii trebuie să aibă mașinile echipate cu anvelope de iarnă atunci când ninge. Deși, calendaristic, iarna începe în luna decembrie, dacă prima ninsoare cade cu 2 luni mai devreme, polițiștii îi pot sancționa pe cei care nu și-au echipat corespunzător autoturismele. Amenzile pot ajunge până la 1600 de lei. Previziunile meteorologice s-au adeverit și în județul Gorj. Drumarii gorjeni au intervenit de aseară de când au început să cadă primii fulgi și până azi dimineață pentru a degaja zonele afectate. În județ au fost puse în funcțiune 30 de utilaje. În atenția drumarilor au fost zonele vulnerabile, cum ar fi defileul Jiului, dealul Bujorescu și Godeanu. Din cauza ninsorii și a vântului, un copac a fost doborât la pământ la Piștești din deal. Timp de aproape o jumătate de oră, circulația a fost blocată. În zonele vulnerabile s-a acționat încă de aseară. Am intervenit azi noapte pe Bujorescu, unde a fost nevoie și de lamă și de matran antizarapant. Acționăm în continuare pe Godeanu, dar este în județul Mehedinț. Defileul Jiului, mai ales la limita cu Hunedoara, a fost mai mult de lucru. S-a intervenit cu matran antizarapant și sigur că pe celelalte drumuri s-a făcut revizii iar pe poduri. Și în punctele cunoscute nouă s-a acționat chiar preventiv. La Olteț, spre Polovraj, pădurea Dumbrava, spre Tismana. Spunând de fapt că utilajele sunt în bază, se verifică de către drumari periodic drumurile pentru a se putea interveni acolo unde este nevoie. Cu câte utilaje s-a acționat? 30 de utilaje în acțiune. Sigur, nu a fost nevoie să acționeze toate, doar Rânca, Godeanu, Defileul și 7 au fost folosite toate utilajele care sunt în bază. Vreau să vă mai spun că am avut de dimineață o întâmplare, un dud la Piștești, acipă înainte de scoarță, a căzut, s-a blocat, a fost pe 2 benzi, s-a intervenit operativ de către drumari. Pe DN67C, Novace Rânca s-a acționat în cursul nopții cu utilaje de dezăpezire și de împrăștiere a materialului antiderapant. Stratul măsoară aproximativ 50 de centimetri. Pentru a ține sub control situația, autoritățile județului au cerut ca în cadrul primăriilor gorjene să fie activate comandamentele de iarnă. Și în ceea ce privește la nivelul județului Gorj, în primul rând s-a urmărit ca la nivelul tuturor unităților administrative teritoriale să fie organizate și să fie activate comandamentele de iarnă. Unitățile prestatoare de servicii pentru dezăpezire pentru această perioadă, atât pe drumurile naționale cât și drumurile județene, au fost contactate și
li s-a solicitat să aibă aprovizionarea de stocuri necesară cu material antiderapant pentru această perioadă. De asemenea, s-au luat legătura și s-au purtat discuții cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, Serviciul Județean de Ambulanță, cât și ai unităților transportatoare de persoane care fac tratament de dializă pentru a se asigura în condiții optime transportul acestor persoane de la locul de domiciliu la unitățile de tratament. Codul galben de ninsori a fost prelungit pentru 6 județe, inclusiv Gorj, în intervalul 27 noiembrie ora 11-27 noiembrie ora 21, în vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul Munteniei, va mai ninge. Cantitățile de precipitații vor depăși local 10 litri pe metru pătrat și se va depune strat proaspăt de zăpadă. Discutăm în continuare despre acest subiect cu directorul Salvamont Gorj, domnul Sabin Cornoiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumim de invitație! Care este starea drumului în momentul de față la Rânca? Este curat drumul pentru că stratul de zăpadă căzut, cei 20-30 de centimetri căzuți în ultimele două zile, a fost curățat la timp, drumarea a acționat imediat și n-a fost lăsat să se depună. Deci până la limita superioară a stațiunii, acolo unde Transalpina este blocată, drumul este curat. Ce trebuie să știe șoferii care vor să urce la Rânca? Ne apropiem de weekend și deja... Deci trebuie să știe că drumul este puțin mai dificil decât drumurile pe care merg în aceste zile în restul județului sau în restul țării. Poate să fie oricând acoperit de un strat de câțiva centimetri de zăpadă. Acest strat poate fi căzut în ultimele ore sau se poate depune în ultimele ore sau poate fi lăsat de drumari, pentru că există acea posibilitate ca aderența să fie mai bună atâta timp cât este un strat de 2-3 cm de zăpadă și nu se formează polei sau nu rămâne un strat de gheață pe asfalt. Sunt filtre de poliție acolo? Cred că sunt filtre de poliție. Știu din anii trecuți că poliția organizează astfel de filtre. Atunci când se anunță probleme pe șosea, se fac blocaje de mașini sau sunt mașini care încurcă traficul sau este necesar ca drumarii să desfacă drumul și atunci nu trebuie să fie încurcați de alte mașini, se fac acele filtre, se opresc șoferii la ieșirea din Rânca sau la ieșirea din Novaci și până se defluiește șoseaua și sunt condiții optime pentru deplasare. Prima ninsoare i-a bucurat și pe iubitorii sportorilor de iarnă. Când se va putea schia la Rânca? I-a pus pe gânduri, nu i-a bucurat, pentru că în clipa asta toată lumea a început să-și pregătească echipamentele sau deținătorii de pârtii deschise să pregătească pârtile. Deja de două zile se lucrează la Rânca, se încearcă să se bată pârtile, pârtia principală se ajută și cu tunurile de zăpadă, se încearcă să se obțină până sâmbătă un strat suficient de zăpadă și s-ar putea, dacă totul este bine, sâmbătă să dăm drumul la sezonul de schi la Rânca, dar încă așteptăm să vedem câtă zăpadă va mai ninge și cât se va mai depune, pentru că zăpada a căzut în această perioadă, a căzut pe un sol cald, care a făcut ca o mare parte dintre ea să se topească. Deci trebuie să se răcească foarte bine și solul, zăpada să se mențină. Știm noi că acest strat este primul de rezistență și următorul va fi stratul suficient pentru a se schia. Echipele de intervenție sunt pregătite în cazul sunt pregătite, care sunt pregătite moral, spiritual, material, numeric, putem să spunem că satisfăcător. Deci o să intervenim în acest an cu 11 salvatori montani profesioniști și încă vreo 10 salvatori voluntari. Sperăm să facem față, poate bucuria noastră e tristețea altora. Vacanța de iarnă e mai scurtă în acest an, deci o să trecem mult mai ușor peste vârful de sezon. Și noi sperăm să gestionăm foarte bine tot sezonul de iarnă și să nu avem probleme deosebite. Este suficient numărul de salvamontiști? Da, în această clipă este suficient. Mai mult de atât, în afară de cei 10 voluntari pe care i-am enumerat, mai avem cam 5-6 voluntari în pregătire. Noi sperăm să se încadreze foarte repede și să ajungă la nivelul cerut și să avem numărul de salvatori suficient ca să acoperim cele 6 pârtii care există în Rânca sau care vor fi funcționale din această iarnă în Rânca. Am înțeles, vă mulțumesc pentru aceste precizări. Oricând, cu plăcere. Mergem mai departe. După luni de amânări, Fondul de Investiții Sud-African demarează lucrările la construcția molului din Târgu Jiu. Detalii după o scurtă pauză. Am revenit în direct. Liderii de sindicat s-au întâlnit astăzi din nou cu administrația Complexului Energetic Oltenia pentru a discuta despre bonusurile financiare pentru angajații gigantului energetic. Până în acest moment nu s-a luat o decizie cu privire la bonusul pentru mineri și energeticieni, pentru că administrația spune că nu poate asigura o astfel de cheltuială, pentru că gigantul energetic nu a avut un an financiar foarte bun. Sindicaliștii sunt totuși hotărâți să obțină o sumă de bani pentru fiecare angajat din cadrul CEO. Vicepreședintele Federației Univers, Constantin Crețan, este convins că această problemă se va rezolva. Trebuie să dăm ceva la mine și în de sărbători și vom fi insistenți să obținem aceste sume. Cât? Nu putem discuta de sumă, dar vom da
Deci părerea mea... A discutat în particular cu domnul Ciurel? Nu, nu a discutat în particular, pentru că e chestiunea de negocieri și a discutat cu cărțile pe față pe rezultatele economice. Președintele Sindicatului Energia Turceni, Eugen Iovan, spune că niciun director care s-a aflat de-a lungul timpului în fruntea entităților energetice nu și-a permis să nu ofere angajaților primă de sărbători. Avem situație financiară bună, să funcționează bine, merge cu blocurile la capacitate. Ați fi de acord cu o primă mai mică? Păi mai mică cât? Din 90 încoace nu s-a pus problema, indiferent cine a fost manager, ca să nu dea o primă de sfârșit de an. Reprezentantul CEO, Daniel Piteroiu, a precizat că primele se vor da în funcție de rezultatele financiare ale companiei. Veți da prime la mineri? Nu se știe. Adică? În funcție de situația financiară. Păi și situația financiară? Permite situația financiară? E pe profit companiei. Sindicaliștii afirmă că în rândul angajaților gigantului energetic există o stare de nemulțumire din cauza acestui lucru. Nu toată lumea vede cu ochii buni investiția chinezilor de la Rovinari. Liderii de sindicat din sectorul mine-energie critică semnarea acordului cu asiaticii pentru că, spun ei, noul grup energetic de 600 de megawați va deveni un rival pe piața de energie pentru complexul energetic Oltenia. Conducerea gigantului energetic a dat asigurări în trecut că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că energia produsă de grupul chinezilor va fi exportată către țări precum Italia și Turcia. Vicepreședintele Federației Univers, Constantin Grețan, este convins că complexul energetic Oltenia va avea probleme din cauza investiției pe care asiaticii o vor dezvolta la Rovinari. Va intra în competiție cu complexul energetic Oltenia sau se vor respecta cele spuse că energia produsă va fi exportată către Italia și Turcia? Părerea mea că firma chineză va fi o problemă de viitor, un rival pe piață, va fi un rival foarte puternic și trebuie să tragem multe semnale de alarmă în acest sens. Prin vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Ion Rușeț, spune că această variantă trebuie luată în calcul. Prețul de cost probabil va fi mult mai mic decât cel la termocentralelor de la Rovinari și Turceni, respectiv cele de acareva. Sigur să așteptăm, există și pentru noi o preocupare. Partea bună este că cărbunele va fi luat de la zona Rovina, nu va fi luat din altă parte, deci va exista o desfacere de cărbune. Dar dacă ne vom scoate din sistem? Sigur, sunt aspecte pe care le vom discuta ulterior. Investiția chinezilor de la Rovinari se ridică la aproximativ 1 miliard de euro. Managerul privat al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, nu a putut fi contactat telefonic pentru un punct de vedere. Vești bune pentru împătimiții de cumpărături și pentru târgujenii care vor să se relaxeze. Peste aproximativ un an vom avea branduri cunoscute de haine, un McDonald's și 4 săli de cinema de ultimă generație. Toate se vor regăsi în mall-ul din Târgu Jiu la care au început lucrările. Investitorii sud-africani ar trebui să finalizeze proiectul în luna octombrie 2014. Mall-ul va fi construit lângă un hipermarket din Târgu Jiu. Potrivit proiectului, parterul centrului comercial este deja rezervat pentru Carrefour. De asemenea, în incinta mall-ului vor exista 4 săli de cinematograf și un McDonald's. Autoritățile spun că mall-ul va asigura 820 de locuri de muncă și are o valoare de 200 de milioane de euro. După luni de amânări, Fondul de Investiții Sud-African demarează lucrările la construcția mall-ului din Târgu Jiu. Întârzierile s-au produs pentru că investitorii au trebuit să finalizeze mall-ul din Galați, care a fost inaugurat săptămânile trecute. Acum, solicitantul firmei NEPI a solicitat certificatele de racordare la utilități și a început amenajarea terenului unde va fi construit centrul comercial. Deja se pot vedea utilajele care au început să amenajeze terenul. S-a început decopertarea și cărarea pământului din acea zonă. Acest lucru fiind necesar pentru amenajarea terenului, pentru începerea lucrărilor efective de fundare și alte lucrări care sunt necesare investiției în sine. Mall-ul va fi construit lângă un hipermarket din Târgu Jiu. Construcția va avea demisol, parter și etaj. Centrul comercial va fi finalizat cel mai probabil anul viitor, în luna octombrie. Și să stabilească mai departe împreună cu antreprenorii, cu constructorii cu care lucrează acest fond, pașii care trebuiesc făcuți în continuare pentru demararea lucrărilor la greu. Dacă promisiunile constructorului și ale autorităților locale se vor concretiza, sărbătorile de iarnă de anul viitor vor putea fi petrecute de târgujieni în mall-ul din Târgu Jiu. Autoritățile locale din Padeș au reușit să pietruiască un drum pe care iarna nu putea să urce ambulanța la bătrânii care locuiesc acolo. Primarul Mihai Troacă spune că și-ar fi dorit să-l asfalteze, dar cum nu a avut bani, doar l-a pietruit. Cele 20 de familii sunt bucuroase, mai ales că una dintre ele are doi băieți cu handicap.
Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu a fost înființat în 1890 sub numele de Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu. Valoarea colegiului este demonstrată și de colecția muzeală proprie. Cadrele didactice pregătesc o surpriză în privința colecției muzeale pentru 2014. Ziua Națională a României va fi marcată așa cum se cuvine în județul Gorj. Autoritățile locale au pregătit deja programul pentru duminică, astfel încât toți gorjenii să se bucure de această zi. Municipiul Târgu Jiu va fi în acest an în centrul atenției. De dimineață vor fi organizate manifestări publice, iar după amiază vor fi organizate spectacole în piața prefecturii. Evenimentele vor debuta la ora 10 în piața prefecturii, unde vor avea loc alocuțiunile oficialităților județului. Evenimentele se vor desfășura începând cu ora 10 în piața prefecturii, cu parada militară, cuvântul oficialităților județului, dar în acest sens am comunicat și am rugat toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Gorj să dispună măsurile necesare de arborare a drapelului național și a însemnelor naționale la tot ceea ce înseamnă instituții publice din fiecare unitate administrativ-teritorială și, sigur, acolo unde și bugetele fiecare dintre localități permit să organizeze manifestări publice de sărbătorire a Zilei Naționale. La prânz, primăria Târgu Jiu va oferi mii de porții de fasole cu cârnați, murături și vin fiert. După amiază, în piața prefecturii, artiștii ansamblului profesionist Doina Gorjului vor susține un spectacol de sărbătoare. Momentul mult așteptat va fi în jurul orei 18, atunci când se va aprinde iluminatul festiv. Imediat după, îndrăgita artistă Andra le va cânta gorjenilor prezenți în centrul orașului. Bineînțeles, nu este de neglijat masa tradițională cu ocazia acestei zile, masa tradițională la care se va servi fasole, fasole cu cârnați, bineînțeles. Se vor servi murături și vin fiert. Sunt așteptați toți cei care participă la acest eveniment să participe și la această masă tradițională. După care, după amiază, începând cu ora 16:30, în piața prefecturii vom putea urmări un spectacol artistic oferit de ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului. După ora 17 avem o retragere cu torți a plutoanelor de militari care se vor afla în piața prefecturii. Ora 18 va fi ora la care se va aprinde iluminatul ornamental. Ziua națională va fi sărbătorită și în orașe ca Motru, Rovinari sau Târgu Cărbunești. La cantina restaurant din Motru, de exemplu, se vor servi 600-700 de porții cu fasole și ciolan. Și la Rovinari, pentru locuitorii de acolo, au fost pregătite 2000 de porții de fasole cu cârnați. În cadrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu există o colecție muzeală cu documente vechi din 1890 și vase ceramice din 1903. Puțini oameni cunosc această colecție, care a fost premiată la Paris cu medalia de aur. În sediul colegiului se află vase care au fost făcute de elevi ai primei școli de ceramică din zonă. Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu a fost înființat în 1890 sub numele de Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu. Valoarea colegiului este demonstrată și de colecția muzeală proprie. Cadrele didactice pregătesc o surpriză în privința colecției muzeale pentru 2014. În cadrul acesteia se găsesc documente care atestă și înființarea liceului. Colecția muzeală pe care dumneavoastră o aveți în jurul dumneavoastră, în cadrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu, a fost organizată acum 20 de ani, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de existență a acestui celebru lăcaș de cultură din spațiul gorjan. Una dintre primele și una dintre cele mai bune școli pe care le-a avut România, și România mică înainte de 1918 și România mare de după 1918. Vasele de ceramică datează din 1903-1913. Vasele de ceramică pe care colecția muzeală le prezintă în prim plan, întrucât ele au fost realizate la Școala de Ceramică, ce a funcționat pe lângă actualul Colegiu Național Tudor Vladimirescu, până, din câte mi-amintesc eu, în 1913, pentru că apropierea primului război mondial a făcut ca această școală să-și înceteze activitatea. Vasele respective au fost premiate la Paris, fiind făcute sub îndrumarea unor profesori din Viena.
Puțină lume știe că avem piese extraordinar de valoroase care au fost evaluate la expoziția internațională de la Paris de la începutul secolului 20 și că aceste vase ceramice au primit medalia de aur în cadrul expoziției internaționale de la Paris. Documente, fotografii, vase ceramice și statui foarte vechi și valoroase fac parte din colecția muzeală proprie a CNTV. Autoritățile locale din Dragotești au primit o scrisoare de intenție din partea unui afacerist din București care vrea să deschidă o fabrică de reciclare a deșeurilor. Investitorul este din București și mai are o astfel de fabrică în zona Chiajna. Primarul Vili Pasăre spune că după 23 ianuarie 2014, investitorul este așteptat în Gorj pentru a face angajările. Una dintre investițiile care se va concretiza la Dragotești este realizarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor. Urmează ca în această perioadă, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, să se găsească și locația. Îi tragem speranța și la capitolul ăsta că am găsit un investitor destul de benefic pentru noi. Este vorba de o firmă de la București care vrea să facă pe ordonanța 78 reciclarea deșeurilor. În primul rând să-i dăm o locație unde să-și pună o mică fabricuță, aș putea spune, o aparatură care reciclează deșeurile și le și sortează totodată, pe culori, pe ce are dumnealui. Deocamdată nu am dat o hotărâre de Consiliu în felul ăsta, deci am avut numai scrisoarea de intenție până în momentul de față. Investitorul este așteptat la Dragotești după data de 23 ianuarie. Pe data de 23 ianuarie 2014, între 23 și 25, dumnealui se va prezenta la primăria Dragotești și sperăm că vom concretiza și vom face o reciclare a deșeurilor chiar la noi în Dragotești. Se crea și locuri de muncă? Nu multe, dar destul de apreciat. 20 de locuri de muncă, vă dați seama că pentru noi ar fi destul de bine. Că ce este locurile de muncă? În special vor fi numai pe femei. Deci ele de ce caută? Mi-a și spus, domne, eu în general caut să angajez femei din localitate. Investitorul vrea să angajeze 20 de femei, deoarece în urma unei statistici trimise de autoritățile locale a reieșit că femeile nu au un loc de muncă. A rămas singurul broder din Gorj și după 50 de ani de realizat costume populare spune că nu poate mânca dacă trece o zi fără să lucreze. Gheorghe Ciuncanu vrea să își transforme casa într-un muzeu. Are o cameră plină cu tradiție pe care vrea să o lase moștenirea iubitorilor de folclor. Gheorghe Ciuncanu are 65 de ani și este singurul artist popular care brodează din județul Gorj. Talentul l-a moștenit de la tatălui, un om din mâinile căruia au ieșit broderii Unicat, care au ajuns să reprezinte Gorjul atât aici cât și în străinătate prin iubitorii de folclor și tradiție, aceia care au încercat să ia câte o părticică din această artă la ei acasă. Pentru că din mâinile lui au ieșit de la prosoape pentru nunți, țesute în fier de aur sau argint, de la batiste până la broderiile de pe cojoacele gorjenești, broderul din Topești vrea să își transforme casa în muzeu. Să fac camera în muzeu, ca să rămână ceva din ce am făcut eu în viața mea, că asta e o viață de om. Și vreau să las acolo pentru copii, pentru cine vrea să vadă, bă, cine a fost omul ăsta, ce a făcut el în viața lui. Am făcut camera, nu mi-am dotat-o, dar îmi trebuie niște bani să cumpăr niște manechine, îmi trebuie vreo 10 manechine ca să expun fiecare model de costum pe un manechin și le-a costat niște bani. Și până nu ia domnul, sper că în vara asta o să-i fac, la anul. Să încerc să fac ceva acolo să... V-ați gândit cum o să numească? Casa Ciuncanu. Meșterul popular Gheorghe Ciuncanu din Topești lucrează alături de consoarta sa și păstrează în casa sa costume populare pe care le-a realizat cu mai bine de 30 de ani în urmă. Anieta Ciuncanu este cea care îi stă alături de peste 50 de ani și ea este omul cu ideile. Se pare chiar grea, dar trebuie să fii foarte atent acolo. E migaloasă. Pentru unii li se pare că e prea migaloasă și nu vor să învețe. Cât lucrează la oie? Cât brodați? Păi depinde de model. Dacă e mai încărcată, lucrez mai mult, cam 2 zile, numai broderia. În vremurile trecute, vânzările mergeau bine și artiștii populari achiziționau costumele meșterului. Acum, din când în când, mai este căutat de artiștii dornici să-i poarte costumele. Are clienți care vin și de la sute de kilometri depărtare. În continuare, vă invit să urmăriți alte știri pe scurt.
Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, participă la summitul de la București, acolo unde primul ministru al Republicii Populare Chineze va susține un discurs. Călinoiu a fost invitat de președintele Camerei Deputaților, Valerius Gonea. Summitul China-Europa Centrală și de Est are loc în capitală, în perioada 25-28 noiembrie, iar astăzi reprezentantul din China va susține un discurs în sala de plen a Camerei Deputaților. La evenimentul, care va începe de la ora 16, va participa și premierul României, Victor Ponta. Vizita în România a primului ministru al Republicii Populare Chineze se înscrie pe linia relațiilor bilaterale româno-chineze și a interesului reciproc de dezvoltare, în continuare a solidei cooperări existente între cele două țări în multiple domenii. Vizita delegației din China aduce beneficii directe județului Gorj. A fost semnat deja acordul pentru realizarea grupului de minimum 600 de megawați de la Rovinari. Tot cu sprijinul investitorilor din China se poate înființa o fabrică de îngrășăminte pe bază de cărbune sau chiar un centru multifuncțional în zona Rânca. Angajeri pe viitor la Minprest. Conducerea societății lucrează în această perioadă la bugetul pentru anul 2014 pentru a-l trimite la Ministerul Energiei până pe data de 29 noiembrie. La finele lui 2013, societatea va închide anul pe profit, iar cei aproximativ 1500 de angajați vor avea și prime de sărbători, sporuri prevăzute în contractul colectiv de muncă. Conducerea dă asigurări că nu vor exista disponibilizări la societate în viitorul apropiat. Anul 2013 s-a dovedit a fi unul bun pentru conducerea Minprest, unitatea având șanse să încheie anul cu un profit de peste 10 miliarde de lei vechi. În această situație, cei aproximativ 1500 de salariați vor beneficia de prima de Crăciun în valoare de 300 de lei. Codul galben de nisori a fost prelungit. În vizor sunt cele 6 județe, inclusiv Gorj. Astfel, în intervalul 27 noiembrie ora 11, 27 noiembrie ora 21, va ninge cantitățile de precipitații depășind local 10 litri pe metru pătrat și de asemenea se va depune un strat proaspăt de zăpadă. Zonele în care va ninge sunt vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul Munteniei. Sandra, vom face o splendoare de fotbal în Ucraina. Cine promite asta, aflăm după generic. La sport, bandurii fac ultima deplasare europeană. Gorjenii au plecat în această dimineață spre Ucraina, unde se vor confrunta cu Dniepru. Antrenorul bandurilor a hotărât să folosească mai multe rezerve pentru acest meci, iar titularii vor fi menajați pentru partida din Liga 1 de pe 1 decembrie cu Corona Brașov. Pandurii au plecat în această dimineață de la Craiova, în Ucraina. Elevii lui Pustai nu mai au șanse la calificarea în primăvara europeană. Din acest motiv, antrenorul a decis să meargă pe mâna mai multor rezerve în partida cu Dniepru, deoarece titularii se vor odihni pentru confruntarea cu Corona Brașov, programată duminică. Pentru gorjeni este important meciul cu Pasos Ferreira. După acesta, se va decide cine va termina sezonul Europa League pe locul 3 în grupa E. Fiind ultima deplasare în Europa, o să mă gândesc, pentru că mai sunt jucători. Acum, uite, de exemplu, Rada a jucat deja, e a doua etapă, dar el nu jucase până. Pandurii vor lupta din greu pentru un loc pe podium la finala campionatului. Gorjenii vor să marcheze an de an o tradiție în calificarea la cupele europene. Anul acesta, bătălia va fi însă mai grea. Sunt 4 echipe care se bat pentru titlu. Pandurii Târgu Jiu a reușit prima calificare a clubului în Europa League. În acest sezon, gorjenii nu mai au șanse la calificarea în primăvara europeană, deoarece au în cont un singur punct câștigat din bătălia cu Pacos Ferreira. Returul cu Pacos este decisiv pentru gorjeni. Pe 12 decembrie se va decide dacă elevii lui Pustai termină această aventură europeană pe locul 3 în grupa E a Europa League. Până acum, din confruntările pe care le-au avut gorjenii, au fost sub semnul ghinionului. Au pierdut cu Dniepr scor 0-1, cu Fiorentina au făcut 1-2 acasă și 0-3 în deplasare. Următoarea confruntare va fi cu Dniepr mâine, meci în care pandurii nu își pun prea mari speranțe. Dacă vor să repete istoria, pandurii trebuie să prindă un loc fruntaș în acest sezon al campionatului. Marea bătălie se dă între primele 4 echipe clasate, Steaua, Astra Giurgiu, Petrolul și Pandurii Târgu Jiu. De asemenea, sunt și echipe care vin puternic din urmă, Dinamo Vaslui sau CFR Cluj. Oficialii gorjenilor sunt încrezători în lotul pe care l-au și speră la o nouă calificare în cupele europene.
campionat interesant, mai palpitant. Vasluiu a venit acolo sus, Dinamo București, cu siguranță. Dinamo niciodată nu va face un pas înapoi. Vă dați seama ce meci ne așteaptă în Cupa României. Dar eu zic că avem un lot valoros, probabil în iarnă mai achiziționăm 1-2 jucători care să ne ajute la realizarea obiectivelor și cu siguranță echipa noastră se va bate pentru loc în Cupa Europeană. Noi ne dorim foarte mult să prindem un loc european pentru că încercăm să construim tradiție. Nu avem tradiție în competițiile europene, dar tradiția doar prin construcție se poate și pentru a construi această tradiție avem nevoie neapărat de calificare în această ediție. Antrenorul gorjenilor este conștient că bătălia pentru titlu va fi mai puternică în acest an. Noi numai Ceahlău, eu văd Vasluiu, pentru că vedeți ce bun era un punct cu Vasluiu. Eu văd Vasluiu și CFR-ul încă, chiar și Dinamo. Deci lupta va fi pentru locurile europene. Dar în acest an nu cred că va fi chiar așa de ușor pentru locul 1, ca și anul trecut. Deci cred că lupta va fi mai strânsă. Clasamentul la momentul actual o găsește pe prima poziție pe Astra cu 32 de puncte, după 14 etape disputate. Steaua urmează pe locul 2 cu 30 de puncte. La egalitate de puncte vine și Petrolul, care își va întări lotul prin transferul lui Adi Mutu, iar echipa gorjeană este pe locul 4 cu 27 de puncte și 15 meciuri disputate. Referitor la transferul lui Mutu la Petrolul, președintele executiv al Pandurilor spune că este un jucător valoros care este dorit de orice echipă. Mă bucur că Adrian Mutu revine în fotbalul românesc. Cu siguranță Petrolul va fi mai puternică cu Adrian Mutu și Adrian este un jucător valoros, cred că orice echipă și l-ar dori pe Adrian Mutu în lot. Cred că mai avem multe de spus și probabil chiar și pentru echipa națională. Următorul meci din campionat al Pandurilor este duminică 1 decembrie împotriva echipei antrenate de Ionel Tersin-Iogane. Corona Brașov se află la coada clasamentului cu 15 etape disputate și 6 puncte în cont. Veste bună din partea Ligii Profesioniste de Fotbal. Noul președinte s-a ținut de cuvânt și va ajuta foștii mari fotbaliști care se confruntă cu probleme sociale grave. Pentru a face acest lucru posibil, Gino Iorgulescu va renunța și la o parte din salariul său. Gino Iorgulescu a anunțat încă dinainte de a fi ales că va acorda lunar sume de bani foștilor mari fotbaliști ai României. Noul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal va propune adunării generale extraordinare la data de 10 decembrie constituirea unui fond pentru a da o mână de ajutor fotbaliștilor care au probleme sociale. Banii aceștia vor proveni din reducerea salariului său și al secretarului general Justin Ștefan. Se va dispune atenției adunării generale o propunere a președintelui LPF privind constituirea unui fond de ajutorare a foștilor fotbaliști care se confruntă cu probleme sociale grave. Precizăm că acest fond va fi constituit din sumele economisite ca urmare a reducerii salariilor președintelui și secretarului general al LPF. Se menționează într-un comunicat de presă publicat astăzi pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Pe ordinea de zi de la aceeași ședință mai apar probleme privind distribuirea sumelor provenite din drepturile TV, dar și aprobarea unei noi comisii de cenzori. Acestea au fost informațiile din sport. Jurnalul Gorj TV continuă cu Alexandra Petrița. Diana, vreme rece în continuare, detalii în rubrica Meteo. Final vă invit să ne înveselim. În momentele care urmează, vă propun să facem un exercițiu de imaginație. Dacă ați crezut până acum că doar oamenii cinează, ei bine, și câinii pot lua masa civilizat, chiar și în oraș. Căței din imagine au tot ce le trebuie pentru a servi orice fel de mâncare, de la tacâmuri și până la meniul pe care îl preferă.
Atât pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. Imediat după jurnal urmează editorialul Pirula cu glazură de cianură, realizat de Ovidiu Popescu. Vă doresc o seară frumoasă, numai bine!